această seară aș dori să am un al doilea mesaj și probabil ultimul despre predestinare din Romani, capitolul 9. Și nu vom citi pasajul acum de la început, ci îl vom parcurge împreună în timp ce îl voi explica. Acest pasaj este deosebit de important pentru că este un pasaj care a fost intenționat să lămurească problema asta. Sunt anumite pasaje care sunt luate din Biblie pentru a lămuri, de exemplu, libera voință sau predestinarea, care n-au fost intenționate de autorii Scripturii să lămurească problema aia. Și de aceea eu cred că nu este un mod corect de a interpreta Scriptura atunci când ne ducem să preluăm din Biblie lucruri care n-au fost intenționate să fie tratate acolo în mod clar și precis. Romani, capitolul 9, este scris cu scopul de a lămuri și această problemă a predestinării. Însă, interesul meu este ca dumneavoastră să puteți, după mesajul din această seară, sau de fapt după primele 5 minute, să puteți citi singur roman capitolul 9, să-l puteți înțelege, să-l puteți interpreta singuri. Și de aceea aș dori să vă ofer o structură a pasajului. Să aveți minte felul în care acest pasaj este structurat. Foarte simplu spus, veți vedea că romani capitolul 9 este format pe argumente... Forma, pe argumente care la rândul lor au două părți sau uh, argumente care conțin câte două exemple. De exemplu, dacă luăm de la versetul 6 până la versetul 13, avem primele două exemple prezentate și anume Isaac versus Ismael, da, este ales Isaac și uh, Iacob versus Iesau, este ales Iacov, da? Sunt două exemple pe care Apostolul Pavel le folosește pentru a stabili un argument, vom vedea imediat care. Dar vreau să vă prezint întâi structura. Dacă vă uitați, de exemplu, apoi de la versetul 14 la versetul 18, când Pavel tratează prima obiecție adusă predestinării, iarăși avem două exemple. Versetul 15, că cel a zis lui Moise, da? și versetul 17, fiindcă Scriptura zice lui Faraon. Iar avem două exemple. Dacă prima dată îl avem pe Isaac și pe Iacov, aici avem pe Moise și pe Faraon. A treia oară, când se ridică a doua obiecție, la versetul 19 la versetul 23, iarăși avem câte două exemple. Vas de cinste și vas de ocară, sau numite altfel vas al îndurării, sau vas al milei și vas al mâniei. Și ultima parte din pasaj, de la versetul 24 la versetul 29, este introdus în versetul 24, avem iarăși împărțit în două părți, astfel ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. Și Pavel dă două citate din Biblie care arată că Dumnezeu vrea să mântuiască atât evrei și Dumnezeu a hotărât să mântuiască și neamurile. Deci tot pasajul este format pe câte două tipuri de exemple. E foarte ușor de ținut minte, dacă luați Scriptura singură acasă veți vedea că nu e chiar atât de greu de înțeles pasajul acesta. Și este foarte interesant că seriile acestea de exemple sunt prezentate și în ordine cronologică. De exemplu, Isaac, și Ismael, Iacov și Esau, după aceea Moise și Faraon, chiar cronologic vin una după cealaltă. Da? Și apoi Dumnezeu trece la o scară mai largă, așa, o privire panoramică, vorbește despre neamuri și despre evrei. Am măcinat mult săptămâna asta și m-am gândit la o diagramă, la un mod simplu de a ține minte pasajul ăsta, român nou, pentru că știi, mulți oameni și încurcă mintea în el. Un mod simplu de a înțelege pasajul acesta este următorul. Vreau să aveți în minte un romb. Da? Să aveți în minte un romb. Știți cum e un romb, da? Să aveți în minte un romb. Romani capitolul 9 începe cu o introducere la versiunea 1 la versetul 5 în care Pavel își prezintă starea inimii lui față de situația poporului Israel. De la versetul 6 începe, la propriu zis, discursul lui despre predestinare. Așa că, vreau să țineți minte. Primul, în, 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 primul unghi al rombului, în primul unghi al rombului, avem uh, uh, principiul predestinerei expus de Pavel. Da? În care ni se prezintă cele două exemple de care aminteam, uh, Isaac, Ismael, Iacov și Esau. În primul unghi. El stabilește un principiu. În cele două unghiuri care sunt față în față sunt două obiecții. În Romani, capitolul 9, Pavel rămâne la, răspunde la două obiecții care sunt aduse predestinării. Și vin unul după celălalt. Cele două obiecții vin una după celelalte. Da? Versetul 14 la versetul 18 prima obiecție, versetul 19 la versetul 23 e a doua obiecție. Și pasajul se încheie și acum vă gândiți la ultimul unghi din romb de jos, pasajul se încheie cu o declarație generală despre rolul predestinării în mântuirea neamurilor și mântuirea evreilor. Da? E foarte simplu de ținut minte pasajul acesta. Ce e foarte important pentru noi să lămurim de la bun început, în această seară, este dacă pasajul acesta vorbește despre predestinare la mântuire sau vorbește despre predestinare la slujire. Mulți oameni zic, domnule, nici nu ne interesează. Da, suntem de acord că vorbește despre predestinare, Romani capitolul 9, dar nu ne interesează. Pentru că noi, bine mersi, avem siguranță că nu vorbește despre predestinare la mântuire. Și am început tot felul de argumente. Însă, eu aș vrea să vă dovedesc, prin 9 sau 10 afirmații de introducere, că pasajul acesta se referă la predestinarea la mântuire. La predestinarea la mântuire. Vă dau câteva, câteva argumente. În primul rând, Pavel spune așa, auziți-l pe Pavel și spuneți în dumneavoastră, ce vă vine prima dată în minte? Spune adevărul în Hristos, nu mint. Deci cumva ar, cineva ar fi presupus că el ar minți. Atât de seros ce urmează el să spună, încât cineva ar crede că el minte. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Dublează convingerea asta lui, da? Spune adevărul în Hristos, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt. Simt o mare întristare și am o mare. am o necurmată, da? O durere necurmată în inimă. Că ce aproape că doresc să fiu eu însumi anatema despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. De ce dorea el să fie anatema? Că ei nu erau în slujire? Nici vorba de așa ceva. E clar, durerea lui necurmată era pentru faptul că evreii nu erau mântuiți, că l-au respins pe Mesia. Că Pavel trebuie la un moment dat să facă un gest simbolic de scuturarea hainelor, împotriva evreilor și spune, de acum mă voi duce la neamuri. Pentru că l-ați respins pe Mesia, ați respins Evanghelia, ați respins apostolii, ați respins biserica, ați respins lucrarea de, Duhului Sfânt prin predicarea Evangheliei. Da? Al doilea argument. Deci introducerea ne arată foarte clar că e vorba despre mântuire. Al doilea argument, aș vrea să vă uitați, de exemplu, la versetul 7 și 8. Zice, măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram. ce este scris în Isaia, vei avea o sămânță care îți va purta numele. Și versetul 8 tălmăcește, Pavel, la ce se referă? Cum adică nu toți care sunt din Israel, Israel? Cum adică ești evreu, dar nu ești evreu? La ce se referă Pavel? Pavel se referă, poți să fie evreu etnic, fără să fie evreu spiritual, fără să fie evreu în inimă, da? Despre asta vorbește Pavel. Și tălmăcește lucrul acesta. Aceasta înseamnă că nu copiii trupești, fizici, etnici, sunt copii a lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță mânță. De deci ce el vorbește despre a fi copilul lui Dumnezeu? Vă întreb, a fi copilul lui Dumnezeu are de-a face cu slujirea sau are de-a face, în primul rând, cu a fi mântuit? Toți știm, despre, toți știm că a fi copilul lui Dumnezeu sau copilul promisiunii sau a făgăduinței se referă la a fi mântuit. În al treilea rând, Exemplele pe care le dă Pavel întăresc premiza. Întăresc premiza. Că Pavel zice așa, aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copiii lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinții sunt socotiți ca să mânță. Și argumentează că și cuvântul acesta este o făgăduință, pe vremea aceasta mă voi întoarce și Sara va avea un fiu. Adică se referă la Isaac. Deci exemplu întărește argumentul lui, propoziția lui principală. Că se vorbește despre copiii lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îi face promisiunea lui Avram și lui Sara, vei avea un fiu nu se referă doar că va avea un fiu, pur și simplu că va naște un fiu, ci că va avea un fiu care va fi și duovnices, da? Că ăsta e contextul. Al doilea exemplu spune, ba mai mult, adică merg în aceeași direcție, vă dau o dovadă suplimentară. Că nu faptul că te-ai născut evreu înseamnă că ești și născut din nou. Vă dau ba mai mult, continuă în același exemplu, referindu-se iarăși că Iacov a ajuns să fie copilul lui Dumnezeu pe când e sau, spune în evrei că a fost uh, curvar, lacom și așa mai departe. În al patrulea rând, în al patrulea rând, ni se spune în exemplul lui Esau și Iacov că Esau n-a fost ales, de fapt și Iacov, Esau și Iacov n-au fost aleși pe baza faptelor. Ia auzi ce spune. Versetul 11. Nu prin fapte, prin, cel ce cheamă. Acum, unde găsiți dumneavoastră în Biblie, vorbindu-se despre alegerea la slujire care nu se bazează pe fapte. Când auzi în Biblie, spune, nu prin fapte. Sau nu prin faptele legii. Întotdeauna vei găsi că contextul este cel al mântuirii, nu este cel al slujirii. Și așa Dumnezeu, să văd ce fapte ai făcut. A, te fac predicator. Nu găsești din Biblia așa ceva. Da? Când Biblia spune nu prin fapte, nu prin fapte, întotdeauna se referă la mântuire. Și nu este o excepție în pasajul acesta. În al cincilea rând, luăm exemplele următoare. Pe Moise și Faraon. Auzi ce spune Scriptura? Voi avea milă de oricine -mi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine va plăcea să mă îndur. În ce context spune Domnul asta lui Moise? Când uh, israeliții s-au închinat Vițelului, Dumnezeu a vrut să-i distrugă pe toți și spune Te, fac din tine o, o mare națiune. Și Moise se zice, nu, șterge-mă pe mine din carte. Și atunci Dumnezeu zice, voi avea milă de oricine, îmi va plăcea să am milă. Vă întreb, despre ce vorba acolo? Despre slujire? N-are nicio treabă să Dumnezeu milă. Și în Biblie veți găsi că Dumnezeu, datorită îndurării sale, datorită milei sale, Pavel spune lucrul acesta, Petru spune lucrul acesta, Dumnezeu ne-a mântuit. Este limbajul, motivația mântuirii, este limbajul mântuirii. Are de-a face cu salvarea, cu mântuirea, da? Așa sunt argumentele. Când vorbește despre Faraon, da? Când vorbește despre Faraon, spune fiindcă Scriptura zice lui Faraon, te-a ridicat în adins ca să mă arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu o să fie vestit pe, în tot pământul. Astfel el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Când pui în opoziție milă și împietrire, la ce se referă? La slujire? Nu are nicio treabă. Se referă la, se referă la mântuire. Da? Se referă la mântuire. 7. Exemplul vaselor, iar vas de cinste și vas de ocară, ne arată din nou că se vorbește despre mântuire. Spune Scriptura așa, le numește vas de ocară, vas de cinste, dar apoi le mai dă un nume. Auziți cum le numește. Versetul 22. Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei. Mânia lui Dumnezeu este revărsată nu pentru slujire, ci este revărsată pentru faptele omului, da? Este revărsată peste oamenii necredincioși, abandonați. Este revărsată peste oamenii care nu vor fi niciodată mântuiți. Versetul 23, în opoziție, să-și arate bogăția slavilor lui față de niște vase ale îndurării. A avut milă de ele. De ce a avut milă de ele? Că le ales la slujire? Nu are nicio treabă contextul cu lucrul acesta. Mai mult, un alt argument suplimentar este uh, finalitatea acestor vase. Ce spune Scriptura despre finalitatea acestor vase? Zice versetul 2, 22, că unele sunt făcute pentru pieire și versetul 22, că unele sunt pregătite mai dinainte pentru slavă. Este limbajul mântuirii. Unii pierd și unii se duc în slavă. Și ultimul meu argument este că aplicația pe care Pavel o face întregului pasaj, versetul 24, când spune astfel, în concluzie, el ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. La ce? La slujire? Nici vorbă. La mântuire. Voi numi poporul al meu pe cel ce nu era poporul meu și prea pe cea care nu era prea iubită. Da? Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi care în nisipul mării, numai rămâșița va fi mântuită. Despre asta este tot pasajul. Tot pasajul, fără excepție, vorbește despre alegerea la mântuire. Bun. Haideți să ne uităm puțin uh, la introducerea acestui subiect, la versetul 1, la versetul 5, fugitiv. Apostolul Pavel spune, spune adevărul în Hristos, nu mint, cugetul cu meu luminat de Duhul meu, de Duhul Sfânt îmi este matur, da? își mărturisește durerea lui pentru evreii nemântuiți. Că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă. Da? Își mărturisește durerea și arată magnitudinea durerii lui în versetul 3. Căci aproape să doresc să fiu eu însumea în tema despărțit de Hristos pentru frații mei rudele mele trupești. Cred că Cornilescu a prins puțin uh, semnificația doctrinară. Putea Pavel să fie despărțit de Hristos? Nu, Pavel tocmai spune, e imposibil lucrul acesta, dar până acolo aș merge. Atât de, atât de îndurerea sunt pentru, pentru faptul că oamenii aceștia nu sunt mântuiți. Acum, durerea noastră necurmată a calviniștilor nu ar trebui să fie că oamenii nu înțeleg predestinarea, ci că sunt mântuiți. Amin. Dar asta ar trebui să Vezi, s-ar putea să intrăm așa în, în, într-un dialog din asta nesfârșit pe baza predestinării, alegerii și nu-i greșit. Dar durerea mea cea mai mare nu este că oamenii nu înțeleg predestinarea. Durerea mea cea mai mare este că oamenii nu sunt mântuiți. Asta este durerea mea cea mai mare. Da? Și este un lucru foarte interesant. Într-un discurs despre predestinare, în care te-ai aștepta să fie tot numai logică, numai argumente, ceea ce o să fie imediat. Pavel începe prin a-și vărsa inima lui. Domnule, în primul rând vreau să știți următorul lucru. Pe mine mă doare pentru oamenii ăștia că să ne mântuiți. Imediat o să vă explic că o parte din ei nu s-a Dar pe mine tot mă doare lucrul ăsta. El nu știa cine e ales cine nu e ales. Pe el durea lucrul acesta, da? Inima lui într-un fel aș putea spune, sângera pentru frații lui. Își dorea, spune, să fie despărțit de Hristos, să fie anatema pentru frații mei, rudele mele trupești. Până acolo a mers, da? Și-a fi dorit să, să fie despărțit de Cristos. La propriu, este o afirmație uh, hiperbolică, exagerată, pe care cu greu am putea să o înțelegem. Nu știu cât împărtășim noi uh, calviniștii cu capetele mari, cu multă teologie, argumente și logică, cât împărtășim din durerea asta. Cât împărtășim din durerea asta. Și îmi doresc ca Duhul Sfânt să lucreze în inima mea și în dumneavoastră durere pentru cei nemântuiți. Și Pavel își motivează durerea lui. Zice, măi, te aștepți ca ăștia care au avut cele mai mari binecuvântări și cele mai mari privilegii să fi fost mântuiți. Nu, zice versetul 4, ei sunt israeliți. Au înfierea, au slava, au legămintele. Au dar legii, au slujba dumnezească, au patriarhii și din ei a ieșit după trup, adică Domnule, au cel mai grozav lucru din ea a ieșit după trup, Hristosul care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în vecea A venit Mântuitorul la ei, în mijlocul lor. El a venit la oile pierdute ale casei lui Israel. Și ei au rămas nemântuiți. L-au respins pe Mesia, da? Acesta este, acea, asta este introducerea subiectului predestinării. Oare cât am introduce subiectul predestinării exprimându-ne durerea pentru oamenii nemântuiți și vărsându-ne inima înscris scris, înaintea ascultătorilor, înaintea cititorilor, pentru faptul că sunt o grămadă de oameni care nu sunt mântuiți. Vedeți așadar că predestinarea pe Pavel nu l-a făcut să zică, mă, cum zic poate nu i ales. Stai liniște, dacă Dumnezeu așa, o nu -a, -a, niciun stres. Noi suntem Dumnezeu. Noi suntem Dumnezeu ca să știm cum a ales Dumnezeu, de ce a ales Dumnezeu pe unul, de ce n-a ales Dumnezeu pe altul. Nu avem noi cartea vieții ca să stăm așa foarte relaxați? Nu. Inima noastră trebuie să bată pentru sufletele pierdute, simțim responsabilitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o să le vestim Evanghelia. Și acum ajungem la primul argument, da? Prima teză, prima premiză, primul principiu al predestinării. Pavel expune principiul predestinării, dar în mod specific, în legătură cu faptul că poporul lui Dumnezeu, poporul ales al lui Dumnezeu, nu este mântuit. Deci asta este. Prima parte a subiectului predestinării. El pune predestinarea în relație cu poporul Israel. Despre asta vorbește. Da? În relație cu poporul Israel. Ce auzi ce spune el? Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântului Dumnezeu. Adică se ridică obiecția cumva. Domnule, dacă ăștia au avut, dacă sunt israeliti, au înfiere, au slavă, au legăminte, au dat alegeri, slujba Dumnezească, făgăduințele, patriarchii și pe Mesia și nu s-mântuiți, înseamnă că cuvântul lui Dumnezeu nu are. Putere, Domnule. Promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut lui Avram, Isaac, Iacov și așa mai departe, nu s-au împlinit pentru că o mare parte din evrei, vedem foarte clar în Sfânta Scriptură, au fost încăpățânați, au fost îndărăti și foarte clar că nu au fost mântuiți. De asta i-a trimis Dumnezeu în exil. De asta i-a împrăștiat pe toată suprafața Pământului. De asta au trecut prin atâtea tragedii. Și întrebarea este, dacă Dumnezeu i-a ales, cum de nu se împlinesc promisiunile lui Dumnezeu? este predestinarea împotriva promisiunilor lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu promite lui Avram, îți binecuvântezi sămânța. Când te uiți în realitate, sămânța nu e chiar așa de binecuvântată, că o mare parte din ea nu este mântuită. Cum explică, cum explică Pavel lucrul acesta? Auziți, prin prima, prima două afirmații importante. Zice el, nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Propoziția trebuie înțeles foarte simplu. Nu toți care sunt etnic, fizic din Israel sunt și israeliți spirituali. Da? Nu sunt și israeliți după credință. Sunt israeliți după sânge, dar nu sunt israeliți după credință. Da? Cum mai putea să fii baptist după sânge? Da, sunt și eu baptist. Sunt și eu baptist, dar să nu fii baptist în duh. Da? Să înțelegem foarte clar. Da? Ai un crez baptist, dar n-ai o inimă baptistă, ca să spun altfel. Da? Ai părinți baptiști, te-ai și tu baptist, dar nu ești regenerat baptist. Și asta este o problemă. Asta, asta erau tăiații în prejur evrei. Da, erau. Mergeau la templu. Da, mergeau. Să rugau. Da, să rugau. Știau legea? Da, știau. Erau născuți din nou? Nu, nu erau. Deci se asemănau cu Avram doar în privința faptului că se trăgeau fizic din el. Da? Erau din etnia aceasta. A doua afirmație nu pune pe Israel. Ca explicație, ce pune pe Avram. Israel este Iacov, Avram este tatăl tuturor israeliților. Zice, măcar că sunt, și fiți atenți la termen, sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram. Măcar că sunt fizic din Avram, s-au născut din Avram, da? Din sămânța lui Avram, nu sunt copiii lui Avram, adică nu sunt spiritual copiii lui Avram. Lucrul acesta îl spune și Domnul Isus în Ioan 8, când zice la un moment dat, știu că, ave, știu că sunteți sămânța lui Avram. Și câteva versete mai încolo spune, voi aveți de tată pe diavolul. Domnul recunoaște că ei veneau etnic, fizic pe linia lui Avram. Dar recunoaște și că spiritual nu se deloc cu Avram, ci se cu, cu diavolul. Da? Acesta este argumentul Apostolului Pavel. Zice, măi, Dumnezeu ce a ținut promisiunea. Numai voi n-ați înțeles. Nu fiecare individ din Israel intră în promisiunea asta lui Dumnezeu. Dumnezeu niciodată n-a promis că toți care vin din Israel fizic sunt copiii lui Dumnezeu. Și cum demonstrează el lucrul acesta? Iarăși, spune două afirmații, da. nu toți vin din Israel, nu toți care sunt din Israel uh, sunt în realitate Israel spiritual, nu toți care sunt sămânța lui Avram sunt fiul lui Avram. Dați două afirmații și facea dă două exemple, totul cu două aici, da? Două exemple. Pe Iacov și pe Isaac. Îl luăm prima dată pe Isaac. Auziți ce zice. Exemplifică principiul ăsta în două generații, da? Și spune așa. Versetul 7. Partea a doua. În, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Purtarea numelui, când îi spune Dumnezeu lui Avram că Isaac îi va purta numele, purtarea numelui includea și purtarea credinței lui. De ce spun asta? Pentru că versetul 8, când comentează citatul ăsta, Pavel zice, aceasta însemnează că nu copiii trupești în copiii lui Dumnezeu, că și Ismael era copil trupesc al lui Avram. Nu copiii trupești în copiii lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței. Pe cine a promis Dumnezeu lui Avram? Pe Ismael? Nu pe Isaac, specific un individ. Mulți zic, domnule, asta e o pre predestinare a grupurilor. A predestinat un popor, poporul Israel, poporul lui Iacov. Nu! Scriptura vorbește aici de un individ. Da? De un individ. Bun. Pavel citează, citează un pasaj ca să-și argumenteze, comentează pasajul ăsta, da? Și iarăși avem suficient, dovezi că este vorba despre mântuire și confirmă pasajul acesta cu alt pasaj. Căci cuvântul acesta este o făgăduință. Pe vremea aceasta mă voi întoarce și Sara va avea un fiu. Repet, când i-a spus și a promis că Sara va avea un fiu, s-a referit nu doar la un urmaș, ci la un urmaș credincios, adică la unul care este copil al lui Dumnezeu. Versetul 8. Bun. Al doilea exemplu pe care îl dă ca să lămurească problema este la versetul 13, 10 la versetul 13. Și absolut superb pasajul. Este absolut superb pentru a demonta pentru totdeauna că mântuirea nu se bazează pe nimic omenesc. Foarte interesant. Prezintă trei asemănări între Iacov și Esau. Auzi ce zice de ei. Ba mai mult. Tot așa a fost cu Rebeca. Ia a si doi gemeni numai de la părintele nostru Isaac. De ce spune asta? Păi cineva putea să zică, mă, fiate Da, înțeleg de ce Isaac a fost ales. Pentru că Ismael nu s-a născut din Sara. Zice Pavel, da, ok, vă dau al doilea exemplu cu următoarea generație. Nu cu Isaac și Ismael, următoarea generație, Isau și Iacov. Auziți, amândoi vin de la Rebecca, amândoi vin de la Isaac, da? Amândoi, bun. Asta e, etnic vorbind, veneau amândoi pe aceeași linie. Care e starea lor fizică, da? Căci măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă. Deci aceștia nu, au put putut să facă ceva și să-i dea lui Dumnezeu vreun motiv. Să-i aleagă sau să nu-i aleagă, da? Clar lucrul acesta. Bun, asta e starea lor fizică. Starea lor morală. Și nu făcuseră nici bine, nici rău, nici unul dintre ei. Că Dumnezeu l-a respins pe Isaac, fiindcă o, o prevăzut că o să fie curvar și lacom. Și nu o să apreciez bine cuvântările lui Dumnezeu. Nu, Pavel demontează lucrul ăsta. Domnule, nu să are în vedere nici binele, nici rău. Deci alegerea unuia nu are în vedere nici binele, nici răul. Respingerea unuia nu are în vedere nici bine, nici rău. Da? Nici binele, nici răul. Da? Bun. Astea sunt asemănările dintre ei. Și uitați, Pavel începe să descrie alegerea lor. Zice așa. Alegerea unuia dintre ei. Ca să rămână în picioare hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, o selectare, nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă, da? Este o hotărâre aici, zice să rămână în picioare hotărârea mai dinainte. Ce spune Pavel despre hotărârea asta? Că este o hotărâre stabilă, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinainte. E ceva ce nu se poate schimba, da? Unii zic că Dumnezeu îi alege pe toți. Și de acolo înainte fiecare trebuie să aleagă pe el însuși să intre în planul lui Dumnezeu. Dacă tu te alegi pe tine însuți și Dumnezeu te alege. Dumnezeu, de fapt, predestinarea pentru unii e o confirmare. Dumnezeu zice, sunt de acord cu ce ai spus tu, te-am ales. De fapt, Dumnezeu nu alege nimic. Ei să aleg pe ei înșiși, în planul lui Dumnezeu, să vână în planul lui Dumnezeu și Dumnezeu pune parafa. Asta e predestinarea pentru unii. Pavel zice că hotărârea aceasta este stabilă. Să rămână în picioare hotărârea lui Dumnezeu, nu a omului. Deci nu a omului. Bun. Hotărârea nu este doar stabilă, este selectivă. Prin care se făcea o alegere. Între cine și cine, domnule? Între Iacov și Esau. Este o hotărâre, o decizie a lui Dumnezeu prin care se făcea o selectare între cei doi. Da? O selectare între cei doi. Uh, hotărârea nu este doar stabilă, selectivă, este și suverană. Cum se face? După ce criteriu? Asta e De deci ce ales? Asta mare întrebare. De deci ce o ales pe unul și nu ales pe altul? Auziți ce răspuns de, de Pavel. Mă, zice, în primul rând, nu e vorba de fapte. Nu prin fapte. Deci Dumnezeu nu ne mântuie prin fapte și nici nu ne alege să ne mântuie prin fapte. Ci prin cel ce cheamă. Prin sine. Dar noi vrem ceva mai mult. Cum adică prin sine? Dumnezeu zice, l-am ales, nu prin fapte. Oh, deci mântuirea e prin har. Bun. Dar prin ce l-ai ales, Doamne? Prin mine. Nu Noi vrem, trage mai mult cortina, mai dă, dă, un detaliu, ceva, prin tine, în ce fel? O să ne spune imediat prin Dumnezeu în ce fel, dar atâta spune, Domnule, prin mine, eu sunt factorul decisiv. Nu omul, eu sunt factorul decisiv. Deci este o tranșare foarte clară a faptului că alegerea lui Dumnezeu se bazează nu pe faptele omului prevăzute, neprevăzute, ci se bazează pe Dumnezeu care cheamă, pe Dumnezeu care cheamă. Pe asta se bazează. De asta te ales Dumnezeu. Că a găsit el un motiv în sine însuși, nu în tine. Și atestă Pavel, atestă Pavel lucrul acesta cu două citate. Iar Iarăși două citate. Interesant, unul din Geneza, unul din Maleahie. Unul de la începutul Scripturii Vechiului Testament, unul de la sfârșitul Scripturii Vechiului Testament. Ia zice ce spune. S-a zis Rebecii, cel mai mare va fi rob celui mai mic. Și zice, vezi, a fost ales la slujire. Măi, când Dumnezeu îl critică și când Scriptura îl critică pe Esau că a fost curvar și lumesc, îl vede o atitudine spirituală a lui Chinil și-a refuzat dreptul de întâi născut și l-a vândut foarte ușor. Pentru că dreptul de întâi născut, dreptul de întâi născut, de aia Dumnezeu dinainte i-a spus și lui Isaac și lui Rebecca că Iacov va fi mai mare. De asta le-a spus. Dreptul de întâi născut era un simbol numai a faptului că era cap al familiei și moștenea cele mai multe binecuvântări materiale, ci că și primea binecuvântare spirituală de la Dumnezeu. De asta s-a spus că cel mai mare va fi rob cel mai mic. Și al doilea citat din și spune, după cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Iosar l-am urât. Nu, are asta treabă cu slujirea. Deci vorbim aici despre alegerea lor înainte ca ei să existe, da? Înainte ca ei cel puțin să umble, să facă fapte. Domnule, ăștia nu erau născuți încă. Și Dumnezeu face descoperirea aceasta a planului pe care El l-a făcut din veșnicie. Acum întrebarea este, când a început Dumnezeu să-l urască pe Esau? Că unii zic, hai că m-aș putea împăca cu asta, că Dumnezeu l urât pe Esau. Dar când a început să-l urască? Întrebarea este, l-a urât Dumnezeu din veșnicie pe Esau? Sau a început să-l urască pe Esau când Esau a început să facă fapte rele? Dacă te uiți la context, tot contextul vorbește despre Dumnezeu care are hotărâri în veșnicie, mai dinainte. Asta e primul lucru. Acum, trebuie să ne gândim, Dumnezeu este o ființă atemporală. Dumnezeu nu este în timp și spațiu. Pe Dumnezeu nu are cum să-l modifice ceva ce facem noi. Da? Dumnezeu este în afara timpului. Dumnezeu este în afara timpului, este o ființă atemporală și e clar că Dumnezeu, cel puțin dacă te gândești la preștiință, l-a văzut pe Esau ca un om stricat din veșnicie. Și i-a displăcut din veșnicie ce va fi Esau. Acum, al doilea lucru pe care vreau să spun legat de lucrul acesta, este următorul. Nu se poate spune că Dumnezeu a iubit din veșnicie ceva ce era total contrar naturii sale, adică Esau. Am mă întrebați, e sau? Urma să fie ceea ce au avut să fie el, un curvaș și un omesc? De ce? Urma să fie așa pentru că Dumnezeu l-a trecut cu vederea și l-a lăsat în voia minții sale. Corect? Da. ăsta este adevărul. Dar sau este responsabil de faptul lui, că nu Dumnezeu l-a făcut păcătos pe Iesau, da? Dumnezeu a hotărât ca să lase pe Iesau în stricăciunea cu care se naște orice om și de aceea ura lui Dumnezeu cuprinde toată viața lui Iesau. sau nu a avut niciun moment în viața lui în care să fi fost bun, Dumnezeu să-l fi iubit E sau să se fi făcut rău între timp și Dumnezeu să încearcă să începe să-l Nu! E sau de la început și până la capăt a fost rău. Dumnezeu l-a văzut din, dinainte că este rău, a hotărât să-l lase în răutatea lui și l-a urât. Pentru ceea ce era e Da, știu că Gandhi nu-i de acord cu treaba asta și o mare parte din evanghelici care îl urmează pe Gandhi, care spune că Dumnezeu uh, urăște păcatul, dar iubește păcătosul. Gandhi, sorry for you. Biblia spune altceva. Bun. Uh, acum, la versetul 14, la versetul 18, Pavel introduce prima obiecție. Și foarte interesant. Romani, capitolul 9, e un pasaj extraordinar de bun pentru a discuta cu oamenii despre subiectul acesta, pentru că veți vedea că ei vor spune singuri obiecțiile pe care Duhul Sfânt uh, le-a prezentat deja în Sfânta Scriptură. Care e primul lucru cu care îți vine în minte? Dumnezeu l-a urât pe Esau. Deci ăsta, a fost rău, Dumnezeu a hotărât să-l lați în răutatea lui. Ei zic că sau nu a avut nicio șansă oricum. Da, îi responsabil, dar oricum nu a avut nicio șansă. A, auziți, de deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nu e Dumnezeu drept? E Dumnezeu drept? Acum, o logică simplă. Ce are de a face cu dreptatea? Faptul că Dumnezeu l-a lăsat pe ei sau să facă ce vrea el. Nu asta vrea omul, să facă ce vrea el. Ce treabă are asta cu dreptatea lui Dumnezeu? Era Dumnezeu, trebuia Dumnezeu, era Dumnezeu obligat să-l mântuiască pe el sau? Nici vorbă de așa ceva. N-a nicio treabă cu dreptatea. Dar cum explică Pavel? Deci Pavel nu intră în logica asta. Cum explică Pavel? Pavel explică uh, uh, și dă răspuns la obiecția asta prin două exemple. Prin Moise și prin Faraon. Știți ambele evenimente. Deci avem. Trebuie să vă gândiți bine la exemplul asta. Avem două popoare reprezentate de Moise și de Faraon. Faraon care reprezintă egiptenii care i-au asuprit pe evrei, da? care au făcut cetăți cu avutorul evreilor, care au jegmănit pe evrei, care au făcut rău evreilor, care s-au împotrivit evreilor, care n-au vrut să dea drumul evreilor, care s-au împotrivit Dumnezeu evreilor. Ăștia sunt egipteni. Reprezentanții răului. Îi avem pe evrei care au ieșit din Egipt cu idolii. Deci se eliberează de Dumnezeu cerului și al pământului și nu ziceți, zis, idolii nu ți nimic ca hai să-i aruncă mai iurea. Că nimic nimică idolii. Nu, luat idolii cu ei. Și avem la foarte scurt timp de la trecerea Mării Roșii din Egipt, avem poporul Israel care se comportă ca un popor idolatru, ca egiptenii au revelația lui Dumnezeu, au minunile lui Dumnezeu, văd că Dumnezeu e de partea lor, că Dumnezeu i-a luat în legământ, că Dumnezeu și-a primit promisiunile după sute de ani, că Dumnezeu este credincios, bun, dragoste față de ei. și își fac un idol, un vițel și, și spun, acesta este Dumnezeu tău care te-a scos din țara Egiptului. Deci avem două popoare rele, nu avem un popor bun și unul rău. Fiți atenți! În următoarele două exemple, când Pavel vrea să dea răspuns la obiecția asta, ne arată că sunt două popoare rele, ambele sunt Domnul declară, eu știu că tu ești un popor îndărednic, și împietrit. Zice, nu te-am ales fiindcă ești bun și grozav. Nu de asta te-am ales, ci datorită legământului pe care l-am făcut. Deci e clar, avem două popoare rele. Și uitați ce se întâmplă. Cuvântul pe care îl dă Dumnezeu lui Moise, când poporul este idolatru. Auzi ce spune Dumnezeu. Dă un citat, întâi Pavel. Că ce a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă, și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Acum vă întreb. E bine că Dumnezeu, e rău, e bine că Dumnezeu s-a îndurat de poporul Israel la Sinai. Ce zici? E nedrept că Dumnezeu s-a îndurat de ei? Că le-a dat milă? Că a Nu oricine ar vedea scena aia spune, ăsta este un Dumnezeu cu adevărat grozav, domnule. Deci ăștia năuci ăștia, zevzeci ăștia, domnule, nebuni ăștia, care au văzut minunile lui Dumnezeu, care au văzut gloria lui Dumnezeu, să-și facă un vițel, să spună că l-a scos din țara Egiptului, ăștia cu totul duși cu plută. Deci ăștia nu au minte în cap, domnule. Dumnezeu e cruță! Deci Dumnezeu e cruță. Domnule, extraordinar. Nimeni nu are nicio problemă cu treaba asta, da? Dar ascultați principiul. Voi avea milă de ce s-a îndurat Dumnezeu de Israel? Voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă. Dumnezeu spune că la mijloc este plăcerea Lui. Vă aduceți aminte unde mai este un text în Biblie unde Dumnezeu vorbește despre alegere bazată pe bună plăcere. A, de ce, Doamne, de ce i-i salva pe Israel și pe Filistei? Nu. Ca așa mi-a plăcut mie. Nu știu, da sau un răspuns la întrebarea ta? Oare Dumnezeu ne drept? E nedrept că lui Dumnezeu i-a plăcut să salveze pe Israel? Să zicem nu. A, dar parcă e nedrept dacă nu salvează și pe altcineva. Nu. Dumnezeu, lui Dumnezeu i-a plăcut să aibă milă de poporul Israel. Și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Da? Ei nu meritau lucrul acesta. Este foarte clar. Ei nu meritau mila lui Dumnezeu. Au făcut tot împotriva ei și totuși Dumnezeu le-a dat milă. Pavel explică Explică în versetul 16, da, după ce expune, după ce expune citatul acesta, le explică ce spune. Așadar, în concluzie, nu atârnă sau nu ține nici de cine. Ce zic ăștia, mă, cu libera voință? Că n-am înțeles. Nu atârnă de cine vrea. Nici de cine alergă. Interpretați cum vreți. Vrutul și alergatul. Ci de Dumnezeu care are milă. Clar spune în textul acesta, mila lui Dumnezeu nu e provocată de voința omului, așadar nu atârnă nici de cine vrea. Nu e provocată nici de faptele omului, nu atârnă nici de cine aleargă. Mila lui Dumnezeu este liberă, mila lui Dumnezeu este suverană, mila lui Dumnezeu nu prevede nimic, am prevăzut că ei nu știu ce o să facă. Nu! Nici vorba de așa ceva. Da? Este o milă foarte clar pentru mântuire. Dacă citiți Efeseni, de exemplu, Efeseni capitolul 2, spune în felul următor. Da, Dumnezeu care este bogat în îndurare, mă voi îndura de cine îmi va plăcea, da? Pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că era morți, ne-a adus la viață, da? Ne-a mântuit. Dacă citiți de asemenea uh, Tit și alte pasaje din Sfânta Scriptură, Tit spune exact același lucru. În Tit, capitolul 3, unde se vorbește despre mântuire, el ne-a mântuit, auzit, nu pentru faptele făcute de noi în ci pentru îndurarea lui, pentru mila lui. De ce i-a mântuit pe ăștia pentru îndurarea lui? Ca așa i-a plăcut lui Dumnezeu să facă. Ca așa i-a plăcut lui Dumnezeu să facă, da? Și apoi prezintă al doilea caz. Deci am văzut pe israeliți, Prezintă al doilea caz. Cuvântul către faraon în Egipt. Auzi ce spune Dumnezeu. Tot în exod. Iar Pavel prezintă un, un citat din scriptură și după aia îl comentează. Vedeți, foarte des Pavel lucrează cu tot asta. Dă citatul din scriptură, îl comentează. Dă citatul din scriptură, îl comentează. Nu de citatul din filozofie. Din scriptură, nu din filozofie. Nu din ceea ce spuneau deștepții vremii sale. Despre predestinare și despre liber arbitru. Pe Pavel nu l interesează treaba asta. Pavel se duce la scriptură, la exemple din Biblie. Auzi, fiindcă scriptura zice lui Faraon, te-am ridicat în adins ca să-mi arată în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Deci Dumnezeu îl ridică pe Faraon, îl păstrează în viață, îl ridică în funcția supremă în Egipt, în ciuda împotrivirii lui Faraon, în ciuda idolatriei lui Faraon, în ciuda păcatelor lui Faraon, în ciuda supririi poporului Israel, de care s-a făcut vinovat Faraon, în ciuda faptului că Faraon nu dădea drumul poporului Israel, în ciuda faptului că Faraon se împotrivește lui Dumnezeu, Dumnezeu din prima putea să-l termine pe Faraon. La prima poruncă, când n-a ascultat să-l nimicească, să-l facă praf și pulbere. Putea Dumnezeu? Da, putea. N-a făcut-o Dumnezeu. L-a lăsat pe Faraon în starea inimii sale, în împietrirea lui. De deci ce a făcut Dumnezeu lucrul acesta? Spune te-am ridicat în adins, te-am ținut în adins, te-am lăsat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Cum? Împotrivirea lui Faraon genera tot mai multe miracole din partea lui Dumnezeu. Cu cât se împotrivea mai mult Faraon, cu atât Dumnezeu făcea minuni mai mari și toate popoarele din jur auzeau de minunile pe care le-a făcut Dumnezeu. Că atunci când ajung la Ierion, ei nici bine nu, ni nu trec Iordanul. Și ăștia deja erau înspăimântați toți locuitorii țării. Își întăreau cetățile, erau disperați, deși erau niște oameni extrem de, de mari și de războinici, se temeau de ei. Cum? Prin faptul că Dumnezeu și-a arătat puterea, slava, prin Faraon. A făcut ca numele lui să fie vestit pe tot pământul. Și Pavel explică textul după ce îl expune, îl explică. Astfel, el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Când citești despre Faraon, cei mai mulți oameni spun, da, da, Pavel, omite ceva aici. Deci ce e de critică? Pavel nu a interpreta bine că Biblia spune că Faraon s-a împietrit întâi și Dumnezeu l-a împietrit pentru că el s-a împietrit întâi. Exact, teologia clasică, da? Pelagiană. Tu faci un pas către Dumnezeu, el face doi către tine, da? Tu te împietrești, el te împietrește. Deci Dumnezeu nu face el primul pas nici, nici într-o direcție, nici în alta. Dumnezeu doar răspunde acțiunilor noastre. El stă așa de o parte și așteaptă să faci tu ceva. Când faci tu ceva, face și el ceva. Când faci tu ceva, face și el ceva. Pavel nu zice așa, Pavel nu interpretează evenimentul așa. Pavel nu spune, mă, fiți în hai să vă arăt că predestinarea asta nu e chiar așa grozavă. De fapt, Dumnezeu l-a împietrit că El s-a împietrit. De fapt, nicio predestinare aici, că Dumnezeu nu a reacționat. Aia nu e mai predestinare, e reacție. Reacțiunea lui Dumnezeu. Asta e numeul, nu predestinarea. Da? Nu, Pavel spune că Dumnezeu, de la bun început, a avut în minte lucrul acesta și a stabilit lucrul acesta. Acum, eu cred că Dumnezeu nu l-a împietrit, Scriptura nu spune aici că l-a împietrit pe faraon din veșnicie. Corect? Nu spune că l-a împietrit din veșnicie. Dar nimeni nu era nevoie să-l împietrească din veșnicie. Că fiecare dintre noi ne naștem în păcat. Ne naștem sub mânia lui Dumnezeu. Ne naștem în rod păcatul. Ne naște cu predilecție, cu înclinație spre păcat. Da? Tu, dacă ai făcut primul păcat, Dumnezeu te poate împietri pentru faptul că ai făcut păcatul ăla. Și să te lase să mergi în continuare în împietrirea aia. Oricum, oricum, faraon nu avea niciun alt curs a vieții fără Dumnezeu. Deci, oricum, Dumnezeu lăsându-l pe faraon, faraon mergea în direcția. Aia. Vreau să fac doar o subliniere aici, foarte rapidă. Faceți diferența între decretele lui Dumnezeu și deciziile lui Dumnezeu, da? Decretele lui Dumnezeu și deciziile lui Dumnezeu. Decizia lui Dumnezeu în textul ăsta este să aibă milă. Decretul lui Dumnezeu este prezentat prin vrea, da? Prin vrea. Cum acționează Dumnezeu? Asta este întrebarea. Cum decide Dumnezeu ce să facă? Dumnezeu face ceva pentru că a decis, pentru că a decretat ceva, da? Pentru că a decretat. El are milă, auziți, el are milă, adică toarnă milă, a turnat milă peste Israel pentru că a vrut să aibă milă, pentru că a decretat să aibă milă, da? Și ne apropiem de a, a doua, de a doua obiecție, descrisă la versetul 19 până la versetul 23. Foarte logică obiecție, auziți. Dar în vezi zice, atunci de ce mai bagă Vine. Domnule, dacă lucrul este așa, de ce mai bagă Dumnezeu vine? Că și cine poate sta împotriva voiei lui? Ce o să spune dumneavoastră? Eu tot încerc să-L scuz așa de ani de zile pe Dumnezeu într-un fel. -l, noi încercăm să-L scoatem pe Dumnezeu. Să facem să pară că predestinarea nu e chiar atât de dublă, chiar atât de suverană, chiar atât de liberă. Ce răspunde Pavel? Dar mai degrabă, Primul argument al lui Pavel la această întrebare este că noi creaturile suntem foarte slabi. Era atât slăbiciunea creaturilor. Dar mai degrabă, cine ești tu? Omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu. Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut pentru ce mai făcut așa? Răspunsul potrivit, Pavel spune, este să-ți înțelegi poziția ta în relație cu creatorul tău. Eu sunt om și El este Dumnezeu. Când spun că sunt om, înseamnă că sunt slab, că sunt limitat, că sunt păcătos și nu am nici capacitatea și nici dreptul să-L chestionez pe Dumnezeu pentru hotările sale. Eu nu am capacitatea să înțeleg hotările lui Dumnezeu. Nici nu am dreptul să chestionez hotările lui Dumnezeu. De ce? Pavel spune pentru simplu fapt că sunt o creatură. Predestinarea este acceptată doar în momentul în care acceptăm autoritatea supremă a lui Dumnezeu. Dar despre asta este vorba, că oamenii nu acceptă autoritatea supremă a lui Dumnezeu. Predestinarea, discuția despre predestinare se încheie în momentul în care omul înțelege că Dumnezeu este autoritate absolută. Noi suntem niște ființe mici, slabe, deformate, stricate, păcătoase, limitate, care nu avem nici drept și nici putere să înțelegem hotărârea lui Dumnezeu. Atunci s-a discuția. Dar până atunci nu putem pricepe lucrurile. Totuși, Pavel merge mai departe. Și pe lângă primului argument la această obiecție, că suntem niște creatori slabe, el ne arată suveranitatea Creatorului nostru. Da? Merge în aceeași direcție. Stabilește această realitate că Dumnezeu este suveran. Acum s-ar putea ca mulți oameni să nu le convină lucrul acesta. Că Dumnezeu a creat o lume cu ființe libere, în care el totuși este suveran absolut. Dom'le, chiar dacă nu ne convine lucrul ăsta, realitatea asta este. Pavel folosește o imagine, un exemplu, a unui olar care face două vase. E simplu, domnule, ca la copii le arată. Ca la copii. Face două vase. Unul folosește pentru o trebuițare de cinste, altul pentru trebuițare de ocară. Unul pentru mâncare, altul să care gunoiul. Dați dumneavoastră ce exemple vreți. Da? Unul, după ce ți-ai făcut treaba, dai cu el de pământ și l-ai spart și unul le și îl pui vază în vitrină. De ce ai făcut așa? Ca așa ai vrut tu. Când oamenii aud explicația asta, spun, dar nu e corect, domnule, că noi nu suntem vase de lut. Nu, ce de ce suntem? Nici ce suntem făcuți. Deci, da, totul, dar noi avem suflete, noi suntem după chipul lui Dumnezeu. Imaginea pe care Pavel o folosește nu-i bună. Deci, tu spui că Duhul Sfânt, când vrea să ne explice relația noastră cu Creatorul, folosește o imagine care nu-i bună. Sunt creștini care spun că imaginea pe care Pavel o folosește nu-i bună. Pentru că o diferență mare între mine și un ceaun, domnule, făcut din lut. E o mare diferență. Eu sunt după chipul lui Dumnezeu, eu am un suflet. Domnule, ai, dar ești în aceeași relație cu Creatorul, în care este un lut, da? sau un vas din care este făcut, uh, un vas făcut din lut, în relație cu olarul, cu stăpânului, cu stăpânului. Asta e răspunsul lui Pavel. Uitați, el ne arată care e maestru acestor vase, cine le face. Zice, nu este olarul stăpân pe lutul lui? Este o întrebare retorică. Este sau nu este? Toți am spune? Da, este. Și auziți. Ne arată materialul ca din aceeași frământătură de lut. Adică, domnule calviniștii aleși. Nu se uită la arminienii aleși și spun nu știu ce, sau la arminieni nealeși, sau la pelegenii nu știu cum. Doamne, eu n-am ce să mă uit de sus la nimenea. Că suntem aceeași frământătură de lut. Aceeași frământătură de lut. Suntem fragili, suntem păcătoși, suntem slabi, suntem limitați și nu avem niciun fel de autoritate să îl chestionăm pe Dumnezeu. Dar asta e materialul din care suntem făcuți. Toți suntem la fel. Și ne arată menirea acestor două vase prin două expresii. Să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară. Da? Este libertatea lui Dumnezeu, spune Pavel exact cum e libertatea olarului, să facă două vase pentru funcții diferite. Da? Asta e al doilea lui argument. Deci primul argument este prin a arăta slăbiciunea Creatorului, al doilea argument arată suveranitatea Creatorului și al treilea argument, și să știți, acesta este argumentul final, cel mai important argument al Apostolului Pavel, al treilea argument pentru care Dumnezeu a predestinat dublu, dublu, cum pe Faraon, poporul Israel, pe Esau, pe Iacov, pe Isaac, pe Ismael, motivul pentru care Dumnezeu predestinează dublu este slava lui Dumnezeu. De asta Dumnezeu a făcut lucrurile astea. Deci unii zic, mă știți ce spuneți voi calviniști? Voi spuneți, voi, de fapt voi ziceți sunteți calviniști radicali, hipercalviniști. Voi spuneți că Dumnezeu a hotărât din veșnicie să-i trimită pe unii în iad și să bucură de lucrul ăsta, că oamenii ăia se duc în iad. Nu, nu spunem asta. Spunem că Dumnezeu a hotărât două destine pentru slava Lui. Dar niciodată nu spunem că Dumnezeu își găsește plăcerea și, și jubilează. Ea sunt iad și bate Dumnezeu din palme. Asta ar fi o blasfemie la adresa lui Dumnezeu, ceva ce în Sfânta Scriptură nu găsim și nici noi nu spunem. Dar haideți să lămurim aspectul ăsta pentru că textul acesta oferă într-un fel materialul necesar pentru asemenea aberații. Pentru asemenea aberații. Ia, ia uitați-vă cum își arată Dumnezeu slava. Da, ne arată două tipuri de vase. Iară două tipuri de vase. Vasele mâniei și vasele milei. Versetul 22, vasele mâniei, spune ceva despre ele. Versetul 23, spune ceva despre vasele milei. Ne uităm la primele vase. Și aceasta este ultima porțiune de text la care ne uităm în seara aceasta. Și ce putem spune? Dacă Dumnezeu, ia auziți, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire. Uitați-vă la scopul acestor vase, foarte important. Foarte, foarte bun. Fiindcă Dumnezeu vroia să-și arate mânia și să-și descopere puterea. Am mai spus deja, mânia lui Dumnezeu față de aceste vase sau față de acești oameni păcătoși este veșnică pentru că Dumnezeu e temporal. Pentru Dumnezeu aceste vase care urmau să trăiască în păcat, să umble în păcat, să moară în păcat, au stârnit mânia lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Da? Nu a existat niciun moment în care Dumnezeu să nu fie mânios pe aceste vase. Și numai dacă e în calcul preștiința lui Dumnezeu. Eu întreb, Dumnezeu a preștiut că un individ o să se nască și o să trăiască toată viața în păcat și o să ducă în iad. Și mă o să zică, da, normal că o știu Dumnezeu. Nu, no, fiindcă Dumnezeu e atemporal și o preștiut lucrul ăsta, fiindcă Dumnezeu e... Fiindcă natura acelui om și păcatele acelui om sunt total contrare lui Dumnezeu, Dumnezeu din veșnicie l-a disprețuit, l-a urât, i-a fost scârbă de păcatul acelui om da? și de omul acela. Da? În al doilea rând, da? Dumnezeu este o ființă temporală. În al doilea rând, oamenii, toți oamenii se nasc fie în al treilea rând, toți oamenii trăiesc în păcat și Scriptura ne arată că Dumnezeu în mânia lui abandonează. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer și apoi spune Dumnezeu i-a lăsat, Dumnezeu i-a lăsat, Dumnezeu i-a lăsat. Și în final, pentru păcatele lor, Dumnezeu, Dumnezeu își revarsă mânia total peste ei. Ele sunt niște vase ale mâniei din toate punctele de vedere. Cât din veșnicie Dumnezeu i-a prevăzut și a hotărât să-i lase să fie vasele ale că s-au născut copiii mâniei, că Dumnezeu i-a abandonat împreună cu cultura și societatea a, a, secular, i-a abandonat în păcat și i-a lăsat în mânia lui să umble cum vori și că la urmă Dumnezeu își revelează toată mânia peste ei. Sunt vasele mâniei din orice punct de vedere. Sunt vasele mâniei. De ce sunt vasele mâniei? Că Dumnezeu hotărât să le lase să fie vasele mâniei. Așa o hotărât Dumnezeu. Așa o hotărât Dumnezeu. Dar foarte important. Ascultați o expresie aici foarte importantă care într-un fel temperează asta, dubla asta predestinare. Zice așa. Nu știu cum înțelegeți dumneavoastră expresia asta, dar e important să o înțelegeți. Fiindcă Dumnezeu vrea să-și arate mânia și să -și descopere puterea, auziți, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei. Vă întreb, ar fi putut Dumnezeu să nu creeze vasele astea mâniei? Când știa Dumnezeu că îi vor stârni mânia și ura, putea. Ar fi fost Dumnezeu Îndreptățiți ca pe ăștia care s-au născut vasele mâniei. Să-i lase fără tată, fără mamă, fără binecuvântări, să trăiască o viață din asta la limita supraviețuirii, chinuiți. Ar fi fost Dumnezeu drept? Da, ar fi fost. Dar n-a făcut Dumnezeu lucrul acesta. Dumnezeu o viață întreagă și, de fapt, Dumnezeu o veșnicie îi suportă. Îi suportă că sunt în felul acesta. Și zice, îi suportă cu multă răbdare. Ceea ce îmi spune mie e că Dumnezeu nu și-a găsit plăcerea în starea lor. Dumnezeu nu are cum să-și găsească plăcerea în păcat. Dumnezeu nu-și găsește nici măcar plăcerea în condamnarea lor. Dar Dumnezeu își arată slava în condamnarea lor. Își arată slava în condamnarea lor. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu, nu se bucură de starea lor, dar Dumnezeu își arată slava chiar și prin faptul că ele sunt vase ale mâniei. Se arată dreptatea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu. Și apoi spune... Apoi spune, care este sfârșitul acestor vase? Zice că sunt făcute pentru pieri, Făcute pentru pieire. Și iarăși, întrebarea care se ridică este, ce înseamnă făcut pentru pieire? Înseamnă că Dumnezeu l-a făcut pe ăsta, l-a încordat și l-a programat să se ducă în iad? Acum aș vrea să vă gândiți foarte simplu la un lucru. Foarte simplu de înțeles. Înainte ca Dumnezeu să creeze fiecare suflet, sau să creeze fiecare om, că fiecare om îi crea prin puterea lui Dumnezeu până la urmă, urmă da? Înainte ca Dumnezeu să creeze un suflet despre care știe că se va duce în iad. Dumnezeu are libertatea suverană absolută de a nu-l crea. Dumnezeu știe că el va fi un vas al mâniei. El știe că asta s-ar duce în iad. Și Dumnezeu hotărăște deci vorbim doar de preștiința lui Dumnezeu, da? Că ei zic, domnule, noi nu suntem de acord cu predestinarea. Și dacă e numai preștiința, Dumnezeu știind cursul vieții acelui om, hotărând să creeze un om a cărui curs știe că finalizează în iad, înseamnă că Dumnezeu l-a creat pentru, l-a făcut pentru peire. Nu înseamnă că l-a făcut păcătos. Este cu totul diferit să spui că Dumnezeu l-a făcut păcătos. Dumnezeu nu a creat pe nimeni păcătos. Dumnezeu nu creează pe nimeni păcătos. Dar doar dacă e în calcul preștiința lui Dumnezeu. Da? Eu nu spun că lucrurile sunt. Dar doar dacă e în calcul preștiința lui Dumnezeu, e clar că toți cei care ajung în iad sunt niște vase ale mâniei făcute pentru pieire, ca așa a hotărât Dumnezeu să-i lasă în felul acesta. Apoi Scriptura discută despre vase ale milei, versetul 23. Versetul 23. Spune în felul următor. Să-și arate bogăția slavei lui față din niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă. Zice, despre noi vorbesc. Da? Vorbește despre mântuirea noastră aici. Zice, suntem niște vase ale îndurării. Da? Ne dă îndurarea lui, mila lui, nu pe baza meritelor. Vorbește de faptul că a pregătit mântuirea noastră din veșnicie, pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă, da? Arată gratuitatea îndurării, și slava lui Dumnezeu așa strălucește că ne mântuie prin hotărârea lui necondiționată pe baza faptelor noastre. Și apoi arată proslăvirea vaselor acestora. Faptul că le duce în cer, zice aici Pavel, le-a pregătit mai dinainte pentru slavă. Deci Dumnezeu în veșnicia trecută a pregătit mai dinainte niște vase care vor ajunge până în slava viitoare. Până în slava viitoare. Și ultima parte a pasajului, apropo, dacă n-ați putut ține ritmul cu mine, vă pot da manuscrisul ăsta, vă puteți uita îndelung și puteți medita. Ultima parte a pasajului, versetul 24 la 29, da, unghiul de jos al rombului, Pavel vorbește despre uh, includerea neamurilor în planul mântuirii. Despre asta vorbește. Includerea neamurilor și includerea unei rămășițe din Israel. Versetul 24 la 26 vorbește despre neamuri, ei n-au fost poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu îi face poporului, n-au fost prea iubiți, Dumnezeu îi face prea lui, n-au fost fiii lui, Dumnezeu îi face fiului. lui, prin diferite expresii spune că Dumnezeu a cuprins și neamurile în planul mântuirii. Versetul 27 la 29 lămurește din nou, nu tot Israelul e mântuit, chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca mării, numai rămășița va fi mântuită, căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul lui. Și cum zisese Isaia mai înainte, dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul să o sămânță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Deci, acesta este pasajul. Țineți în minte, poate, patru porțiuni principale, în afară de introducere la versetul 1 la 5. Prima dată, Pavel arată cum se relaționează predestinarea la poporul Israel. De ce nu sunt toți mântuiți dacă li s-a făcut făgăduința tuturor? Și lămurește problema cu două generații. Isaac, Ismael, Iacov, sau. Apoi pune față în față două obiecții, dacă Dumnezeu e nedrept și a doua obiecții, de ce mai bagă vină. Și în final vorbește despre faptul că în planul mântuirii Dumnezeu în predestinarea lui a ales numai, nu doar evrei, ci ne -a ales și pe noi neamurile. Și de fapt toată speranța noastră este că Dumnezeu ne-a ales și pe noi, că Dumnezeu a cuprins în planul mântuirii și neamurile. Amin.